Alo! Bună ziua! Păi, ce să fie, băieții sunt în față și lucrează la acolo, la livadă, pe unde au tras băieții cablurile acelea să tăiem, să tăiem buturucile. Așa. Și, nu sunt probleme. A venit cisterna, a venit contractul de la cei de la Julab, o să vă uitați dumneavoastră de la, pentru reparații. A fost o cisternă aproape de 29.000. Nu m-am uitat pe factura. Nu am avut timp, sincer vorbind. Factura e la doamna Negoț. La ce anume? Nu m-am uitat cât s-a atins din planul de producție. Am refăcut și lichidul de parbriz, așa cum a zis domnul Valentin, cel de iarnă, și avem un camion de apă și unul de lichid de parbriz de minus 20. Acum terminăm cu ultimul palet și după care ne apucăm să facem lichidul. Vreau să mă apuc să facem din lichidul din cisterna care a venit, să o îmbuteliem. L-am spălat, am luat un cub, am umplut un cub cu apă și după ce am umplut cubul cu apă am spălat înăuntru cum ar veni, după care le-am curățat. Nu au fost coi.